Locurile de muncă ale viitorului încă nu s-au inventat. Pentru că noi suntem astăzi martorii revoluției digitale 4.0. Fiecare apariție nouă tehnologică nu face altceva decât să ne ușureze nouă viața. Să avem mai mult timp liber să decidem noi ce facem cu acest timp liber. Atunci ce se va întâmpla cu oamenii care nu au posibilități? De exemplu, oamenii din zonele sărace, Africa, care trebuie să fie mai efectiv, așa, adică, între ei, sentimente mai puține și totul va fi oferit internet. Mă gândeam să fiu psiholog, adică, acum, cred că mi-am schimbat puțin părerea. Dacă nu voi fi bună, nu voi avea șanse pe viitor și o să încerc să muncesc mai mult, să îmi dau credința mai mult și interesul.